Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pregătit pentru voi o nouă rețetă și zic eu că e o rețetă ceva mai ingenioasă, pentru că vom face o salată care va avea bolul comestibil. Haideți să vedem cum am pregătit-o! Pentru a pregăti această salată vom avea nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând de o tortilla sau o lipie integrală. Eu astăzi am aici o tortilla care cântărește în jur de 60 de grame. După care vom avea nevoie de carne tocată. Am aici un amestec de porc și vită cu un procent de grăsime de 20%. Un castravete, eu am aici doar o bucată dintr-un castravete Fabio, care cântărește în jur de 50 de grame. Câteva frunze de salată, eu am aici un mix de mai multe tipuri de salată. 50 de grame de fasole roșie, 100 de grame dintr-un ardei. O roșie, a mea cântărește în jur de 150 de grame, însă nu o voi folosi chiar pe toată. Un avocado mai micuț, al meu are în jur de 80-90 de grame și în jur de 30 de grame de orez. Eu am aici un orez brun. Pe lângă acestea vom mai avea nevoie, bineînțeles, de sare, piper, puțin ulei de măsline și în jur de jumătate de linguriță din acest condiment mix pe care l-am pregătit eu acasă. Am să încep întâi cu bolul acestei salate, care, așa cum v-am zis și la începutul videoclipului, va fi unul comestibil, pentru că îl vom face din această foaie de tortilla. Mi-am pregătit aici o oală mai mică cu pereți înalți, însă la fel de bine puteți să folosiți și o tavă cu dimensiuni mai mici, care de asemenea să aibă pereți înalți. Am ales-o pe aceasta pentru că este singura care are acest mâner metalic și o pot pune la cuptor. Așa că voi lua această foaie de tortilla și o voi aranja încet în acest recipient. Încerc să aranjez frumos marginile pentru că odată ce o voi introduce la cuptor, așa se vor forma. Urmează acum să o dau la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 5-10 minute sau până când această tortilla s-a întărit și își păstrează forma. Urmează acum să mă ocup de legume și voi începe cu avocado, pe care îl voi tăia în jumătate. Urmează acum să tai și ardeiul, pe care voi încerca să-l tai în cubulețe cât mai mărunte. Castravetele de asemenea îl voi tăia cât mai mărunt. Iar roșia urmează să o tai în jumătate și voi scoate partea aceasta cu semințe pe care de această dată nu vreau să o folosesc. Și de asemenea voi tăia și roșia cât mai mărunt. Urmează acum peste această salată să adaug puțin ulei de măsline, sare, și piper.
amestecat totul. Și până când voi avea toate ingredientele pregătite pentru asamblare, voi ține acest bol la frigider. Urmează acum să fierb orezul, iar pentru asta am pus orezul aici într-un ibric și am adăugat deasupra 100 de ml de apă. Voi mai adăuga puțină sare și voi da drumul la ragazului și voi lăsa totul la fiert până când orezul va absorbi toată apa. În timpul în care orezul se fierbe, mi-am pregătit aici și un wok în care voi adăuga puțin ulei de măsline. Voi da drumul la ragazului și voi pune la gătit carnea. Odată ce am adăugat carnea în tigaie, urmează să adaug și mixul de condimente. Și voi adăuga aproximativ jumătate de linguriță. Nu voi mai adăuga sare și piper pentru că acest mix de condimente deja le conține. Și voi lăsa carnea să se gătească pentru câteva minute. Atât orezul cât și carnea s-au terminat de gătit. Voi opri focul la ambele. Iar peste carne urmează să adaug fasolea roșie, pe care nu o voi găti, ci pur și simplu o voi amesteca împreună cu carnea. Între timp s-au răcit toate ingredientele, am scos de la cuptor și bolul nostru comestibil, cam așa arată. Este tare și își păstrează foarte, foarte bine forma. Eu l-am lăsat la cuptor pentru aproximativ 7-8 minute și am văzut că deja este destul de rumen pe margini și era destul de uscat în interior, așa că l-am scos și l-am lăsat la răcit pe un grătar. Nu l-am lăsat în vasul în care l-am pus în cuptor pentru că nu am vrut să transpire pe partea de jos și să se umezească aluatul. Am să încep acum cu acest mix de salată pe care îl voi pune ca bază în acest bol comestibil. Voi adăuga apoi orezul. Orezul între timp s-a răcit, a absorbit tot lichidul și este un orez care nu e deloc lipicios. Urmează acum să adaug un strat din acest amestec de avocado, roșii, castravete și ardei. Nu am adăugat condiment peste orez pentru că el va prelua gustul acestei salate. Încercați așa să puneți în toate locurile disponibile. Voi adăuga acum carnea și fasolea roșie. Voi păstra cam două linguri pentru partea de deasupra. Revin din nou cu acest amestec de legume. Bineînțeles, deasupra voi adăuga fasolea și carnea pe care le-am păstrat deoparte. Cam așa arată la final salata mea cu bol comestibil. Eu zic că are un aspect foarte frumos, vă asigur că este și foarte gustoasă. Este o salată care este potrivită pentru iubitorii de salate, în primul rând. De asemenea, este potrivită și pentru persoanele care încearcă să mănânce ceva mai sănătos și vor ca mâncarea din farfurie să aibă un aspect mai interesant. Sau, de ce nu, chiar și pentru copilași mai mofturoși. Eu sper că v-am inspirat cu propunerea mea de azi. Dacă da, nu uitați să dați un like acestui video, să dați un share pentru a-l vedea și prietenii voștri. Dacă nu ați făcut-o deja, vă aștept să vă abonați la canalul meu de YouTube. Și așa cum știți, vă aștept și pe grupul de Facebook Alina Pulberti Community și de asemenea vă aștept și pe Instagram. Până la următorul video, eu vă spun, pa!